A fost alertă într-un hotel din Râmnicu Vâlcea. Zeci de persoane au acuzat stării de rău. Cel puțin 16 oameni au ajuns la spital după ce au fost intoxicați cu substanțe necunoscute. Potrivit unor surse, se pare că ar fi consumat alimente ce conțineau substanțe interzise. O petrecere care a avut loc într-un renumit hotel din Râmnicu Vâlcea s-a terminat la spital pentru cel puțin 16 oameni. La eveniment participau aproximativ 70 de persoane. 14 dintre ele au ajuns pe mâinile medicilor după ce au început să se simtă rău. Atunci când au văzut că sunt mai mulți în aceeași situație, au sunat imediat la 112. La fața locului au ajuns mai multe ambulanțe. Mulți dintre oameni au ajuns pe mâinile medicilor pentru a fi evaluați. Paramedicii smurde au fost solicitați să intervină în Râmnicu Vâlcea, zona centrală, la o locație cu profil fil de alimentație publică pentru acordarea de îngrijiri medicale mai multor persoane care acuzau stare de rău. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje smurt și saj cu personalul aferent unde au constatat că cele sesizate la 112 se confirmă persoanele în cauza acuzând cefalee, stare de vomă și dureri abdominale. Din cei 14 oameni care au ajuns pe mâna medicilor șase persoane s-au prezentat singure la spital. Alte șase au fost transportate de echipaje de la ambulanță și două persoane au venit aduse la spital de către echipaje smurt. Potrivit unor surse în cercuri restrânse se vorbește că invitații ar fi consumat prăjituri aduse din Olanda, care ar conține cannabis. În urma celor întâmplate, polițiștii au demarat verificări pentru a afla ce au consumat de fapt invitații și pentru a lua măsurile legale.